Dumnezeu este Domnul și sărăta nouă, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și sărăta nouă, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și sărăta nouă, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Mucenicii tăi, Doamne, într-un nevoințele lor, în unile nestricăciunii au dobândit de la tine, Dumnezeu nostru, că având tăria ta pe chinui dure au vins, zdrobitau și ale diavolilor neputincioase îndrăznit. Pentru rugăciunile lor mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule. Purtătorii de chinuri ai Domnului, fericit este pământul care s-a adăpat cu sângeirile voastre și sfințe sunt lăcașurile care au primit sufletele voastre. Că în priveliște pe vrăjmaș ați biruit și pe Hristos cu îndrăzneală ați propovăduit, pe acela rugați-L să mântuiască sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și altă dumnezeiască a mucenicilor, temelia bisericii, săvârșirea Evangheliei. Voi cu fapta ați împlinit cuvintele Mântuitorului, că prin voi s-au închis porțile iadului, cele deschise asupra bisericii. Vărsarea sângelui vostru a uscat jertfele idolești, junghierea voastră a rodit plinirea credincioșilor. Pe cei fără de trupuri ar să-i mit înaintea lui Dumnezeu, purtând cununsați, către care rugați-vă neîncetat pentru sufletele noastre. Pacea pe care o pune Dumnezeu în inimile noastre nu este umbrită nici de boală, nici de criză de orice fel, nici de moarte. Și atunci când cu gând bun intrăm în biserica Domnului, atunci această pace umple sufletele noastre. Și această pace înseamnă putere, înseamnă inspirație și cunoaștere a lui Dumnezeu celui viu. În slujbele bisericii, în mărturia sfinților, într-o asemenea zi de sărbătoare, suntem și noi întăriți să mărturisim. Precum o facem în cântări, Tu ești Dumnezeu care faci minuni, cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru, dar și să purtăm această bucurie pentru a o avea de întărire în vremuri de restriște, de întărire celor care au nevoie de cuvântul nostru, de întărire înțelegând că Domnul nostru tare este și toate își au un rost în viața noastră. Arăta nouă, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Mucenicii tăi, Doamne, într-un nevoințele lor, în unile nestricăciunii au dobândit de la tine, Dumnezeu nostru. Că am trăit cu toții acea cântare, că această casă, această biserică, Tatăl a zidit-o, Fiul a întărit-o, această biserică, Duhul Sfânt a luminat-o și pe noi prin har și dar ne-a dăruit putere, bucurie și împlinire. Mulțumim Bunului Dumnezeu, Maicii sale, pentru toate darurile care ne-a dat, pentru răbdarea pe care am avut parte și în durerile lui Dumnezeu. De-a lungul anilor, multe s-au făcut și nu poate să mulțumesc lui Dumnezeu. Pe vrăjmaș ați biruit și pe Hristos cu îndrăzneală ați propovăduit, pe acela rugat.